În decursul anului trecut, Biroul Regional Antidrog Galați a organizat numeroase activități. Combaterea și protejarea în școli, în familie, cât și în comunitatea locală au fost principalele obiective ale specialiștilor. Amintesc principalele proiecte ale noastre din domeniul prevenirii consumului de droguri în școală, ca în familie și în comunitate. Amintesc proiectul Caravan Antidrog în parteneriat cu liceul de artă, cu liceul de marină, cu liceul Mircea Eliade, Colegiul Tehnic Traian Vuia, Colegiul Tehnic Dumitru Moțoc, Școala Gimnazială numărul 16, Școala Gimnazială Ion Cârleanu. Tinerii cu vârstea cuprinsă între 15 și 20 de ani, care au încercat măcar o dată gustul drogurilor, sunt monitorizați pentru a li se urmări direcția spre care se îndreaptă. Mulți minori consumatori de stupefiante au ajuns în detenție, iar alții intră în lupte pentru a rămâne în viață. De asemenea, proiectul a fost de voi, care s-a derulat la anul de universitate trecut, dar și anul acesta universitate este în derulare, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Este un proiect de tradiție care se derulează în fiecare an universitar. Și Centrul Antidrog din Brăila încearcă implementarea proiectelor naționale în plan local și dezvoltarea activităților. Ca și celelalte centre, și noi am elaborat acest document programatic, respectiv strategia județeană antidrog pentru 2014-2020 și planul aferent de acțiune, document care a fost aprobat prin ordin de prefect și prin hotărâre de Consiliul Județean.